Școala Populară de Arte, unde și datorită căreia am urcat pentru prima oară pe scenă și îmi doresc tare, tare mult să aibă parte de cât mai mulți ani frumoși, plini de activități minunate, așa cum sunt realizate aici. Vă mulțumesc frumos! Despre următorul invitat, da, am să vă spun înainte de toate că este absolvent al Școlii Populare de Arte și Meserii Zală. Mai mult decât atât și mult mai important, îmi permit să spun, este faptul că pentru noi, pentru sălugeni,
Și nu numai, este un artist de valoare care a dus numele județului nostru atât în țară cât și peste hotare. Este un om minunat care oarecum și-a întregit cariera, înființând aici la Zalău, îmi permit să spun, cea mai mare televiziune de profil, cântec și joc popular din țară. O televiziune iubită de toți românii, de pretutinde, atât din țară cât și de peste hotare. Este așadar un deschizător de drumuri și cel care ne oferă șansa nouă, celor mai tineri, să ne facem auziți și să intrăm și în casele dumneavoastră. Domnul Vasile Coca! Omi într-una cu băbani, parcă ai 3.000 de ani. Lai, la, lai, la, lai, la, lai, la, lai, viață. Ei! Ai greu să mă lăsați și mă, așa de vreți un pic chiar de văzut. Băi, mai ești tânăr de ani, mă. Dai sănătate în pămpani, mă. Dar pe când ajungi bătrân, nu ai cumpărat, dar n-ai cum. Ai, la, 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 viață. Dar pe când ajungi bătrân, nu ai cumpărat, dar n-ai cum. Lai, la, 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 viață. Opa! Și cea mai adevărată strofă. Din bătrâni o vorbă mare, banii n-au nicio valoare mare. Poți să ai un car de bani, dacă sănătate n-ai. Ai, la, 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 viață. Poți să mai un car de bani, dacă sănătate n-ai. La, 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 ai, la, 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 viață. Așa cred care au bani, mă, că pot trăi mii de ani, mă. Eu vă spun că nu-i așa, viața nu poți cumpăra. Lai, la, lai, la, lai, la, lai, lai, viață. Eu vă spun că nu-i așa, viața nu poți cumpăra. Lai, la, lai, la, lai, la, lai, lai, viață. Ați văzut oamenii bogați că ei n-au fost iertați. Lai, la, lai, la, lai, la, lai, 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 viață. Banii și averea lor nu bună fost în ajutor. Hai la, lai, la, lai, la, lai, lai, viață. Mulțumesc, mulțumesc, iar mult pentru aplauze, dragii mei. Vreau să transmit și eu an mult și bun acestei școli de artă din Zalău. În 1976 am pășit și eu pe treptele acestei școli, așa un copil firav, cu dar și cu drag de a cânta. Mi-amintesc cu mult drag și totodată cu părere de rău cum au trecut anii, dar este vorba care spune că singurul mod de a trăi mult timp să îmbătrânim. Sunt bucuros că am început și eu de aici, pentru că, uite, am ajuns undeva, e mai era încă mult, mult loc în sus, dar sunt mândru de ce am făcut și trebuie să le mulțumesc acelor oameni în acele vremuri, de la Școala de Arte, domnului Ilie Luca, domnului Gonță,
domnului Marin și alți oameni, domnul Grigore Grigoruț, un om extraordinar, oameni care, prin mâna cărora au trecut mulți tineri și mulți artiști din ziua de azi. Să fie sănătoși cu toții și le mulțumim pentru tot ce au făcut pentru noi, foști elevi acestei școli de arte și meserii din țară. Asta e o vorbă pe care o cântam eu când eram copil. Atunci la începuturile mele, școli de arte. O zis tata că te uit. Ei, o zis tata că te uit, o zis. Care vă rog să îl cântăm împreună, dacă sunteți iubitorii muzicii și artiștilor. Cântăm un cântec împreună? Așa. Dar nu e rău.
Hai, maestru! Zice că geaba sunt copil sărat, fetele la mine drag. Am la mine și la domnul dirijor numai cu pușca de acum acolo mai drag. Hai să încercăm! Geaba sunt copil sărat. Acum nu ne-am văzut, dar hai! Geaba sunt copil sărat. Dar fetele la mine drag. Și o dată, haide! Da, fetele la mine drag. Haideți, dansa, trăiți mai bine. Hai și mai aproape. Hai copii aici. Hai, o să-i cântăm o hori. Poate ies. Da, geaba sunt copil străin. Dați-mi voie public așa să vă ferice pentru ceea ce este frumos aici la Școala de Arte, să datorează, dragii mei, acestui om, Daniel Souca. Vă rog să-l aplaudăm. Să-i dea Dumnezeu sănătate, să continue așa cum a lucrat până în ziua de azi. Mulțumim, domnul director, pentru tot. Acum să ne aplaudați așa, că păi fi. Dragilor, o invitată specială în această seară, o tânără minunată, o reprezentantă de seamă a județului Sălaj, a tinerei generații în special, care de curând s-a sărbătorit pe această scenă și a sărbătorit cei 18 ani de carieră artistică, majoratul. Și a adus în fața dumneavoastră artiști de renume, un spectacol grandios de care ne-am bucurat cu toții. Este de asemenea și absolventă a Școlii Populare de Arte și Meserii din Zalău, la clasa de pian, studiind pianul alături de domnul profesor Vasile Ilieș. Și a ținut să precizeze faptul că fratele ei, Alex Chira, a studiat clarinet la clasa domnului profesor Grigore Grigoruț. Și acum, cu siguranță ați ghicit, este vorba despre îndrăgita Alexandra Chira. Școlii Populare de Arte și Meserii din Zalău. Marseilla și luna târgula, la 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 la. Cu trei câști și le vângula, la 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 la. Marseilla și luna târgula, la 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 la. Cu trei câști și le vângula, la 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 la. Și
ochii după ele, sunam eu sate și mărșele. La 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 la. Cum mere pe drum vica, la 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 la. Na la 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 la, cum merem pe drum vica. Na la 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 la, mă întâlnim cu plopișa. Na la 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 la. Aveți un străiț în spate, mere la trecu bucate. Na la 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 la, na la 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 la. Crapă de zoi dimineața, la 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 la. Și ajuns să râm la piață, la 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 la. Tu ăla-i domnice de lume, ridicălință ca mine. La 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 la, la 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 la. La 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 la, cu pălincă ori cu ceapă. La 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 la, mai bine vinem cu scoacă. La 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 la, cu pălincă ori cu ceapă. La 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 la, cu urmă n-ai ori zece ouă, să mai fac o sută nouă. La 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 la, la 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 la. Caliță de mile cere, la 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 la. Ia ca vine și o muiere, la 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 la. Caliță de mile cere, la 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 la. Vine lui dacă te-ai gândit, să mă gădu' o să-mi aci. La 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 la, la 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 la. Păi și cu noi, cu băiele, să-mi-o scadă și păjele. Dacă vă salut cu multă, multă căldură și cu mare dragoste pe toți. Mă bucur să revin aici la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău după o săptămână de odihnă de la celălalt eveniment important la care am luat parte cu toții. Să știți că sunt din nou emoționată pentru că astăzi sărbătorim împreună absolvenți și profesori cei 50 de ani de activitate ai Școlii Populare de Arte și Meserii din Zalău și pentru asta vreau să urez de 50 de ori la mulți ani pentru fiecare an de dăruire și suflet pus în pregătirea celor care iubesc arta și frumosul. Vreau să le mulțumesc celor care ne-au șlefuit, în mod special aici vreau să îi menționez pe profesorii noștri, Vasile Ilieș și domnul profesor Grigore Grigoruț, care ne-au pregătit pe mine și pe fratele meu și care au pus o cărămidă solidă în pregătirea noastră, urmând ca apoi să îmi desăvârșesc și eu studiile muzicale la Facultatea de Arte, Departamentul Muzică, în cadrul Universității Oradea. Au contat foarte mult aceste ore de studiu și iată că astăzi toți cei care suntem pe scenă ne bucurăm împreună și aniversăm o seară specială, o trăim astăzi, o seară specială și aniversăm cei 50 de ani de activitate. Mulțumiri încă o dată și mă bucur să cânt din nou în fața dumneavoastră alături de această orchestră dragă sufletului meu și acești instrumente minunați. Mulțumesc! Să ne jandesc o lecuță, la 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 la.
frate, domnul drăguț, la 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 Maica României, din veci pe acest pământ, pe anul tale
noi Alexandra Chira, o reală plăcere de fiecare dată și te rugăm să primești o diplomă aniversară din partea domnului manager Daniel Săuca. Mulțumesc din suflet și vreau să mulțumesc și domnului manager Daniel Săuca pentru colaborarea frumoasă pe care am avut-o și pentru concertul de săptămâna trecută în care am marcat 18 ani de activitate artistică. Mulțumesc Centrului de Cultură Sălaj. Mulțumesc! E bine, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, vom încheia această seară alături de doi invitați cu adevărat speciali. Oana Lianu este ambasador cultural al României în lume, artistă de renume internațional, supranumită Prințesa Naiului, Ciocârlia sau Femeia Orchestră. Oana Lianu face parte din categoria selectă a artiștilor care îmbină fascinant interpretarea vocală unică și inconfundabilă cu virtuozitatea instrumentelor pe care artista le stăpânește cu maestrie: nai, pian, caval, tilincă, fluier, cimpoi, ocarină și drâmbă. Artista abordează cu o lejeritate greu de egalat diverse genuri muzicale: folclor, muzică clasică, cafe concert varieté, șansonete și colinde. Personalitate academică, muzician, profesor, dirijor, autoare a numeroase cărți și studii de specialitate, Oana Lianu este doctor în muzică, magna cum laude, al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca și de peste 25 de ani este conferențiar universitar la Facultatea de Arte a Universității din Oradea. Artista noastră dragă vine în această seară alături de Petrică Popa, solist instrumentist în cadrul Orchestrei Ansamblului Profesionist Crișana al Teatrului de Stat din Oradea, numit de către maestrul Dumitru Fărcaș cel mai bun taracotist al generației sale. Petrică Popa stăpânește cu maestrie și saxofonul, cavalul și fluierul, transmițând arta acestor instrumente numeroșilor săi elevi în calitate de profesor. Cunoscut și căutat în țară și dincolo de granițe și pentru recondiționarea instrumentelor populare de suflat, din anul 2020, acesta deține marca proprie de muștiuce Petrică Popa, pe care le confecționează el însuși. Artist și lăutar în adevăratul sens al cuvântului, Petrică Popa abordează un repertoriu folcloric foarte variat și redă cu fidelitate maximă nuanțele cele mai fine ale zonei pe care o interpretează. Uniți și pe scena vieții, cei doi împărtășesc dragostea nemărginită pentru folclorul românesc, al cărui rafinament artistic unic în lume, vi-l propun și prin recitalul următor. Oana Lianu și Petrică Popa! Doamnelor și domnilor, la mulți ani, Școlii Populare de Arte și Meserii din Zalău! Nu știu pentru ce sunt mai emoționată, că sunt zălăuancă, că aici mi-am clădit tot ce poate fi mai frumos și de aici am prins aripi către țară, către lume, că am continuat să duc acest folclor neobosit, străduindu-mă din răsputeri, să rămân lângă muzica noastră tradițională românească, adevăratul ambasador al culturii românești în lume, sau pentru faptul că de fiecare dată întâlnirea cu publicul zălăuan și cu prietenii și colegii dragi este cel mai frumos prilej de bucurie, de emoție, de drag, de suflet și de cântec. Zalăul, indiferent unde am concertat în această lume, indiferent unde voi concerta, Zalăul va rămâne orașul inimii mele și cel mai drag și cu cea mai mare bucurie. Mulțumesc din de fiecare dată aici. Nu spun la dumneavoastră, aici, la mine acasă. Olteancă după tată fiind, n-am venit cu mâna goală, am venit cu soțul meu, Petrică Popa, și
Oltenii când merg undeva zic, tu ce ai adus? Pe frate meu. Și acum i-a adus pe soțul, știi? Adică să mănânce la masă, nu să ducă ceva. Înainte de a încerca din tot sufletul să vă oferim ce avem noi mai drag, ce putem noi să vă oferim cel mai frumos, muzica noastră, iată, dacă Dumnezeu ne-a unit în căsnicie, a fost cea mai bună alegere să ne gândim și să ne unească Dumnezeu și prin muzică. Și aș dori să-mi închei acest mic speech revenind la evenimentul care ne-a adus astăzi împreună și să felicit încă o dată Școala Populară de Arte și Meserii, aparținând Centrul Creației Zalău, centrului și domnului director căruia, iată, după 10 ani, încă o dată, am avut privilegiul și bucuria am de a fi invitată de domnul director Săuca Daniel, căruia îi mulțumesc, care dacă a rămas manager, asta înseamnă că lucrurile merg așa cum trebuie. Școala Populară de Arte are o însemnătate extraordinară, nu m-aș fi gândit niciodată că, așa cum a spus antevorbitoarea mea, Alexandra, cărămida pusă aici îmi va fi de atâta folos și în cariera artistică și în cariera universitară. Și, bineînțeles, pașii pe care i-am făcut la Școala Populară de Arte din Zalău au fost alături 3 ani de zile de dragul meu profesor, pe care îl iubesc, pe care îl respect, prieten de familie al familiei mele, familia Lianu, suntem nași și fiind, domnul profesor, dirijor și clarinetist Grigore Grigoruț. Vă mulțumesc! Cea de luna ne s-ascunde printre noi, stă în loc și se tot uită și ne vede doar pe noi. Stă în loc și să
aș da boi cu car, cu vân, numai să n-ajung bătrân. Ce folos e car cu vân, dacă eu sunt prea mătrân? Mulțumiri cu totul și cu totul speciale domnului dirijor Dorel Ciobanu și excepționale orchestre Meseșu. Vă mulțumesc!
Romana Lianu și Petrica Popa. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și vă rugăm să primiți din partea domnului manager Daniel Săuca o diplomă aniversară. Vă mulțumim pentru prezență, domnule profesor Grigore Grigoruț. Frumos, domnule, emoționant. Felicitările noastre, maestre. În încheiere, alături de domnul manager Daniel Săuca, vom înmâna câteva diplome, după care ne vom lua la revedere. O primă diplomă în acest sfârșit de spectacol, doamne Diana Dragoș, cu mulțumiri pentru prezentare. Și domnului profesor Dorel Ciobanu și ansamblului folcloric Meseșu, cărora le mulțumesc și pe această cale pentru sprijin. Vă mulțumim tuturor că ați fost alături de noi în aceste 3 zile de sărbătoare ale Școlii Populare de Arte și Meserii. Mă bucur că am fost împreună și mai ales mă bucur pentru faptul că am rar în ultima vreme, că cel puțin astăzi au fost pe scenă dansatorii, soliști vocali și nu numai, de la toate ansamblurile folclorice din Zalău. Le mulțumesc tuturor pentru implicare, vă mulțumesc și vouă pentru prezență la mulți ani Școala Populară de Arte și Meserii. Vă mulțumim tuturor, o noapte liniștită!